Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă arăt iarăși conturarea feței, însă o tehnică puțin diferită, nu mare lucru. Această modalitate este foarte bună pentru fetele care nu au pumeți, așa cum nu am nici eu, dar și pentru cele care i-au deja foarte definiți, să-i accentueze și mai mult. Și o să încep să-mi aplic întâi un fond de ten și îl aplic o pensulă din această deșită, însă foarte densă, dar și foarte flexibilă. Este pensula mea preferată și se aplică foarte bine fondul de ten cu ea. Acum, după ce mi-am aplicat fondul de ten, o să folosesc o pensulă de genul acesta de blending, însă foarte ascuțită spre cap și este destul de densă, și un contur, un contur cremă, și o să iau pe pensulă, sau o cantitate destul de mare, și o să încep așa cum de obicei îmi conturez, adică din colțul urechii, de aici trebuie să vină conturul, spre colțul gurii. Partea interesantă la acest contur și de fapt ceea ce vroiam să vă spun de fapt este că după ce am ajuns aproape de colțul gurii, nu ducem spre colț, ci rotunjim un pic în sus și facem un V sau un rotund, zâmbim un pic și conturăm, da? Deci trebuie să fie să-mi ridice pomeții, să-mi facă foarte, foarte ascuțiți și foarte în sus. Fac același lucru și în partea cealaltă. Această metodă este foarte utilă, v-am spus, fetelor fără pomeți, fetelor cu fața foarte, foarte rotundă și care își doresc să aibă niște pomeți mai evidențiați, așa cum eu sunt înnebunită după pomeți evidențiați. Tâmpla mea conturez și linia părului, trebuie să-mi conturez foarte bine și linia părului pentru că vreau totuși o față mai îngustă un pic. Fac legătura linia părului cu, cu pometele, cu linia de pe pomete. Fac aceleași lucruri și în partea cealaltă. Îmi conturez maxilarul. Însă nu trec spre bărbie, decât colțuri care nu vreau eu să se vadă, iar eu nu vreau să vadă exact acest colț, acest unghi de maxilar. Și vreau să-mi conturez un pic și gușa. Ei bine, eu sunt destul de plinuță oarecum și vreau să îmi conturez și partea asta de aici, care nu îmi place mie să se vadă de nicio culoare. Deja e mai în umbră și deja se vede mult mai bine. După care îmi conturez și nasul, desigur, și pornesc din sprânceană, din colțul sprâncenei, este o cantitate mică, aveți grijă la ce cantitate puneți, pentru că nu vrem să fie foarte evidentă. După care iau o pensulă de blending și blenduiesc totul acum. O să încep cu fruntea. Maxilarul. Și cu pomete. Aici trag în jos, după care urc în sus. Trebuie să am grijă să folosesc doar unghiul, vârful pensulei, să nu blendez foarte tare și să nu-l întind foarte mult pe obraz. Ca să vă vedeți pomeții mult mai bine, trebuie să zâmbiți, așa că eu va trebui să zâmbesc pe timpul acestui tutorial.
După ce am terminat o parte cu conturul, îmi aplic concealerul și o să revin un pic după la contur. Și folosesc acest concealer pe care cred că l-ați mai văzut. Este un concealer reinventat de mine, făcut de mine. Și o să-l pun sub ochi. După care îl blenduiesc cu o pensulă de fond de ten pe care eu am transformat-o într-o pensulă de concealer. Și blenduiesc totul, vreau să fie evidențiată zona ochilor. O să aplic un pic și pe frunte, pe nas și pe bărbie, un pic de concealer să-mi evidențieze un pic mai mult aceste zone, pentru că eu am nevoie, având o astfel de față. Decât pe frunte, pe nas și un pic pe bărbie. Acum că am terminat cu concealerul, revin un pic la contur și îl evidențiez. Iar iau pensula și îl și blenduiesc. Deja mi se pare că mi-a ridicat foarte mult pomeții. O să folosesc și un blush să vedem ce efect are și cum se îmbină totul și cu blush-ul. Și voi folosi un blush foarte colorat pe care nu îl aplic, nu vreau să-l aplic exact unde se formează pometele cel mai înalt și vreau să conturez și să înmoi cumva conturul, pentru că nu vreau să am blush pe vârful pomeților, nu asta mă interesează să conturez foarte bine fața și să îmi lungească cam așa, după care acum folosesc pudra, o vreau să o folosesc la sfârșit, după ce am terminat cu crema, cu conturul, care este un contur cremă, trebuie abia la sfârșit să punem pudra, pentru că dacă am apucat să punem pudra deja și am uitat să punem contur undeva sau am greșit ceva, este foarte greu să aplicăm contur peste pudră. Se va strânge și nu va ieși nimic bine. Pe care o aplic cu o pensulă. Îmi fixez concealerul întâi. Care fixez și restul machiajului. Ok, am terminat cu machiajul, cu conturarea feței. Așa arată conturarea feței. După cum vedeți, când râd, pometele se ridică foarte, foarte mult și este... Este foarte evidențiat, ceea ce este bine. Am pomeții foarte ridicați. Cred că tehnica asta o să încep să o folosesc de acum înainte, de fapt, cu siguranță. Chiar îmi place cum se vede. Sunt foarte, foarte ridicați și sunt foarte accentuați acolo unde am eu, de fapt, nevoie. Tâmplele sunt mult mai închise la culoare, așa mi le și doresc. Și da, arată... Arată mult mai bine decât mă așteptam, pentru că, vă spun sincer, este prima oară când am încercat metoda aceasta. Am văzut-o la câteva fete și mi-a fost oarecum teamă să o folosesc din frica de a nu înăspri
mult mai mult trăsăturile și a evidenția ridurile pe care, din păcate, le cam am. Am început să fac riduri destul de devreme, sau poate că este decât gena, habar n-am, dar mi-a fost frică să nu am acei obraji de clown. Știți cum au clownii, sunt foarte evidențiați și mi-a fost frică să nu cumva să dau greș cu ceva. Tocmai de asta refuz să aplic blush exact pe pomeți, pentru că nu face altceva decât să îi ridice oarecum, să evidențieze, dar mi se pare mie că se facă și un pic de clown. Așa arată conturul de aproape. Nu știu cât te puteți vedea. Lumina mea nu este tocmai bună, este și seară și am încercat să fac tot posibilul să vedeți foarte bine, dar per total așa arată acest contur și această tehnică de conturare a pomeților. Sper că vă place, poate încercați și voi acasă, cine știe, doar că trebuie să aveți un pic mai multă grijă să nu vă atingeți liniile de expresie din jurul gurii și din jurul nasului, pentru că v-ar înăspri și v-ar îmbătrâni mult mai mult. Acolo nu trebuie să cadă niciun pic de umbră, pentru că deja în mod normal se fac umbre când vorbim sau când zâmbim. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest tutorial, sper că vă place. Arată chiar bine, mi-e chiar îmi place, o să folosesc tehnica asta de acum înainte de fiecare dată. Eu am nevoie, mi-a ridicat foarte mult pomeții, după cum vedeți, se formează aici acel V, acel pe rotund, care îmi ridică pomeții mult mai mult. Păi, vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat și ne vedem și data viitoare cu alte mici trucuri. Pa, pa!